Deci dip switch-ul este primul sus și celelalte în jos. E conectat la RS485, dar dacă observați, sunt doar două fire de la cablul de internet. Le-am legat la 1 și 2 aici pe baterie și aici la BMS am legat firul 1 la 3 și firul al doilea la 5 și tot două fire merg, nu mai multe. Două fire aici de la 1 și 2 merg la 3 și 5 aici la BMS. Și aici este setată pe litiu-ion iconița de la baterie pâlpâie, ceea ce înseamnă că o recunoaște. Și aici la setarea numărul 5 este pe litiu-ion baterie. Deci acest invertor, acestea sunt specificațiile, dacă mai aveți pe cineva care o să aibă nevoie, poate comunica foarte bine cu această baterie. De la Pites, E-Box 4800R. Deep switch-ul, RS485 și e foarte simplu. Deci aici în manualul invertorului avem conexiunea de la BMS. Pinul 3, care are RS485B, vine, ăsta e manualul bateriei, la 1, pinul 1, din UFA de la internet, care duce tot la RS485B. Și după aceea, pinul 2, care e RS485A, duce la invertor la pinul 5, care e RS485A. Atât. Doar două fire. De la 1, de la baterie, la 3, de la invertor, și de la 2, de la baterie, la 5, de la invertor. Trebuie să confecționați singur aceste cabluri, aceste mufe. Un cablu cu două mufe. Într-un capăt aveți la baterie, 1, 2, și celălalt capăt la baterie, la invertor, pardon. De la 1 la 3 și la 2 la 5. Atât, doar două fire. Nu mai multe, nu la 3, 4, 5, 6, 7, 8, aici nu vă interesează. La 1, 2, 4, 6, 7, 8, nu vă interesează. Doar două fire. 1, 2, și 3 și 5 se facă conexiunea. La deep switch aveți la modelul acesta de baterie, primul în sus și celelalte până la 6 trebuie să fie în jos. Și după aceea la invertor, vă arăt aici în manualul original, la invertor spune exact. Fii sigur să alegeți tipul de baterie LIB din programul numărul 5. Și dacă comunicația între invertor și baterie are succes, iconița de la baterie de pe ecranul LCD va pâlpâi, va flash-ui. Dar durează în jur de peste un minut să stabilească comunicația. Sper să vă fie de ajutor.